Investiția primăriei orașului Siret în noul corp de ateliere și laboratoare de la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă include și dotarea cu echipamente de ultimă generație pentru licenii care învață la profilele tehnice. Printre acestea se numără simulatoare auto sau standuri educaționale pentru sistemul electric auto. De mare interes pentru pregătirea practică a tinerilor din Siret sunt freza cu comandă numerică computerizată, strungul cu aceeași facilitate și strungul obișnuit care au fost livrate și pentru care se realizează în aceste zile ultimele probe și instruiri. Aceste echipamente vor ajuta tinerii să fie foarte bine pregătiți pentru meserii care au mare căutare precum operator mașini comandă numerică computerizată, programator mașini comandă numerică computerizată, specialist în sisteme de proiectare asistată de calculator, zis CAD. A declarat primarul Popoiu. Proiectul derulat de Primăria Siret este unul complex de peste 6 milioane lei din fonduri europene, care a fost laudat inclusiv de Comisia Europeană pentru faptul că vine în întâmpinarea tinerilor pentru a-și găsi un loc de muncă mult mai ușor. În completarea acestui proiect, derulăm la acest moment și investiția la Parcul Științific și Tehnologic Siret, aici tinerii se vor putea specializa la nivel educațional superior, având acces la o paletă largă de echipamente moderne pentru a se pregăti pentru piața muncii. A conchis prima primarul orașului Siret, Adrian Popoiu.